Și discutăm acest subiect cu domnul Mihai Tudose, fost premier al României, actual europarlamentar al Partidului Social-Democrat. Bună seara, domnule Tudose! Bună seara! Au amânat dublarea locațiilor inițial, apoi au venit cu propriul calendar pe care coaliția înțeleg că nu îl poate respecta. Aflăm o decizie în acest sens în această seară. Ce poate să facă opoziția în acest sens? Da, așa cum spunea mai devreme colegul meu, avem mijloacele legale la îndemână, câte mai sunt, atacat la Curtea Constituțională și așa mai departe. În altă ordine de idei, este definitoriu pentru actualul guvern altceva. Vă ați aminte anul trecut, când era prim-ministru domnul Orban, care spunea foarte senin în public, da, știu că este o lege care mă obligă să măresc pensiile, dar nu o aplic. Eu am spus de atunci, am spus la dumneavoastră pe post, în momentul ăla, practic, a dispărut statul. Așa cum trebuie să fie un stat. Cum adică tu să vii prim-ministru, spui că nu respecti legea. Păi în momentul ăla facem toți orice. Acum declarațiile, eu n-am prins declarația domnului, cât s-o am prins declarația doamnei Aluca Turcan. Da. Care, în calitatea domniei sale de mare lider PNL, ne-a spus foarte senină că da, alocațiile trebuiau mărite, dar nu au fost prinși bani în buget. Este la fel de grav. Bugetul, știți, l-au făcut tot ei, nu l-am făcut noi să dea vina pe PSD. Adică era o lege care trebuia respectată. Guvernul trebuie să respecte legea. Deci trebuia bugetată suma acolo. Să-mi spui acum, după atâtea luni, că tocmai constatat după 6 luni că nu a fost bugetată, mi se pare autodenunț. Și există și niște partea de penalitate a legii. Cum ar fi? Sunt organisme îndreptățite să stabilească exact încadrarea, da? Nu sunt eu... Adică o duceți într-o zonă penală, adică ar putea să existe și răspundere penală pentru că vorbim despre încălcarea legii. Răspundere penală, răspundere ministerială. Nu pot să spui, domnule, am o lege pe care eu nu o respect, eu guvern. Eu care trebuie să fiu garantul respectării legii. Bun. Eu fac legi și la Parlament și la guvern, da? Sunt izvor de drept. Și eu spun că nu le respect. Respect ce-mi convine. Un motiv în plus pentru a vă mobiliza pentru moțiunea de cenzură, care înțeleg că va fi discutată în 14 iunie, șansele sunt mici. Publicistul Ion Cristoi însă vine și pune astăzi pe masă o ipoteză, ipoteza unei înțelegeri între Marcel Ciolacu și Ludovic Orban, mai exact cum că cei doi s-ar fi înțeles astfel încât tabăra Orban să voteze moțiunea, guvernul Câțu să pice înainte de congresul din PNL. Există o astfel de înțelegere? Doamne, nu există nicio înțelegere. Eu mizez, fiindcă am mai spus-o și o repet, moțiunile trec cu voturile opoziției, dar ceea ce face diferența reprezintă voturile din spectrul puterii. Exact. Fiindcă de asta e opoziție și putere. Puterea are mai multe voturi. Și de unde sperați să adunați? De la oamenii de bun simț dintre partidele, membrii ai partidelor care susțin actuala coaliție de guvernare, că eu am mai vorbit cu oameni de acolo, începe să le fie rușine să iasă pe stradă. Fiindcă e greu să-i explici pe stradă toate aberațiile, e greu să-i explici pensionarului că tu nu crești pensiile fiindcă n-ai bani în condițiile în care odată pe zi mieți premierul și îmi spune citatul exact, da. Wow, ce bine ne merge. E greu să le spui la părinți că nu le dai alocațiile fiindcă nu e așa, e wow, da. Ce bine ne merge noi economia, suntem... Animalul cel mai sălbatic din Europa, toată lumea moare, noi ne dezvoltăm frumos. Am înțeles. Au început să le fie rușine și de ce înseamnă PNR, de ce înseamnă tot ceea ce fac în fiecare zi. În acest moment vă bazați pe voturi care ar putea să vină din coaliție. Domnule Tudose, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la News, a vorbit CNN. Și mergem.